Lăplăiește spectacol mare cu munca în folosul comunității, unde cei care beneficiau de hrană de la cantina de ajutor social sunt tot mai puțini. În 2015 erau 1200 de persoane, acum sunt 382 de asistați. Cei de la primărie spun direct și fără menajamente că lenea e cu coană mare, în cazul beneficiarilor cantinei de ajutor social. La începutul anului 2016, Consiliul Local Ploiești a adoptat o hotărâre de Consiliu prin care s-a modificat regulamentul de acordare a alocațiilor de hrană pentru asistații de la cantina de ajutor social. Practic, marea noutate a fost că prin acel regulament s-a introdus obligativitatea persoanelor apte de muncă care beneficiază de această formă de asistență socială de a presta un anumit număr de zile de muncă în folosul comunității. Ca urmare a aplicării acestui regulament, am constatat că de la începutul anului 2016 și până în prezent, numărul de asistați social la cantina, la acest centru de asistență socială, a scăzut de la 1150 aproximativ cât aveam la vremea respectivă, la 382 de persoane. Pentru rația de hrană în valoare de 360 de lei pe lună, o persoană din familie care primește ajutorul trebuia să presteze doar 5 zile de muncă pe lună, însă mulți beneficiază și de alte ajutoare de la stat, care însumate ar putea duce la venituri mult mai mari decât ale unui angajat. Pentru nici două săptămâni de muncă, să spunem, ar putea câștiga cât, poate chiar mai mult decât un om care merge la serviciu. Da, din păcate, spun eu, la acest moment, o familie formată din 4 persoane beneficiază, din punctul meu de vedere, de o sumă mai mare decât salariul minim net pe economie, în condițiile în care într-o familie lucrează o singură persoană. O familie formată din 4 persoane lucrează decât unul dintre părinți. De la cantina de ajutor social, beneficiarii care prestează muncă în folosul comunității primesc produse alimentare pe care mulți nu și le-ar permite. În acest moment, o familie formată din 4 persoane, mamă, tată și 2 copii, presupunând că unul dintre copii are sub 2 ani, deci o alocație de stat de 200 de lei și celălalt 84 de lei, poate beneficia, dacă solicită, evident, de o alocație lunară de hrană în valoare de 360 de lei, pentru care unul dintre membrii familiei, respectiv tatăl, pentru că mama, având un copil sub 7 ani, nu lucrează, tatăl trebuie să presteze 5 zile de muncă în folosul comunității, beneficiază de o alocație de susținere a familiei de 264 de lei. Autoritățile susțin că pentru hrană și bani, oamenii își pot alege zilele și perioada din zi în care doreau să muncească, dar spun ei, mai în glumă, mai în serios, lenea i-a doborât pe asistații sociali. Valoarea rației de hrană este de 12 lei pe zi, iar la Ploiești, fiecare beneficiar al cantinei de ajutor social primește săptămânal alimente pentru 7 zile, respectiv în valoare de 84 de lei. Pentru mâncarea lunară, beneficiarii ar fi trebuit să presteze 7 zile de muncă în folosul comunității, în special pentru întreținerea zonelor verzi și pentru ecologizarea pârâului Dâmbu.